O invit alături de mine pe Daniela Zoica, șelevă în clasa 11-a B-a Colegiului Tehnic Angel Salini, care va interpreta cântecul popular Ce te răi inima mea, profesor coordonator Pop Mihaela.
Vă invităm acum să urmăriți un fragment din piesa de teatru Cântăreața Cheală a marelui dramaturg Eugen Ionescu, interpretat de elevii clasei a 10-G, coordonați de profesor Ștefania Petrișor. Iată că s-a făcut ora. Am mâncat supă, bește, sacă cu tănină, salate mireasă. Copii au băut apă mireasă. Asta pentru că lătuim în împrejurimile Londrei și fiindcă ne numim Smith. Cartofii sunt excelenți, cu slămină. Uleiul salată n-a fost deloc încet. Uleiul băcanului din colț este cu siguranță cel mai bun. De data asta merea fier bine cartofii. Ultima dată nu era fier bine. Nu-mi plac decât când sunt bine fierți. Cu toate astea, supa era poate cu prea săracă. Prea mult praz și prea puțină ceapă. Îmi pare rău că n-am scăpuit-o pe Mary, se adaugă și puțină masă în franțuzesc. Data viitoare voi ști ce am de făcut. Băiețelul nostru a fost nu se bea bere. O să-i placă să treacă la măseamă, îți se iasă. L-ai văzut la masă, cum o vrea sticla, care a acționat în pahar apă din carafă. Ea a fost sete și a băut-o. Elena seamănă, e una gospodină, o mamă, cântă la pian. Niciodată nu cere bere englezească. Poate că ar fi fost indicat să se vin la ultimul fel în povărul de Bourbon. Dar n-am adus vin la masă ca să ne dăm copilor în post, exemplu, de lăcomie. Trebuie de prinși să fie confătați și cu măsură în viață. Doamne, poate cunoaște un băcan bulgar care tocmai a sosit în oraș. O să cumpăr mâine de la el o oală mare de aur bulgăresc folcloric. Nu găsesc curând astfel de lucruri aici în împrejurimile Londrei. Iaurtul este excelent pentru stomac, rinic, apendicită. Mi-a spus doctorul Mackenzie King, cel care îngrijește pe vecinii noștri, soții Jones. E un medic bun, poți avea încredere în el. Niciodată nu prescrie alte medicamente decât doar că le-am testat pe el personal. Mai înainte de a determina pe patru sondaje, s-a operat din nou simplificat, deși nu era deloc bolnav. Atunci cum se face că medicul a scăpat teamă și că patru a murit? Fiindcă operația a reușit la medic și n-a reușit la patru. Atunci Mackenzie nu-i medic bun. Operația ar trebui să reușească la amândoi sau amândoi să moară. De ce? Medicul moare odată cu bolnav, dacă nu se pot vindeca cu comandantul unei nave, iar odată cu nava, în val, nu-i supraviețuiește. Nu se poate compara un bolnav cu navă? De ce nu? Și nava are bolile ei. De astfel, medicul este atât de teaptă ca și o coradie. Iată un motiv în plus pentru care ar trebui să moară odată cu bolnav. Ca și medicul și vasul său. Iată ceva la care nu m-am gândit. Poate că ai dreptate. Și atunci, de ce concluzi ajungi? Că toți medicii nu sunt decât niște șarlatani. Și bolnavi de asemenea. Numai Marina este onestă în albura. Dar nu și Marina are. O firește. Iată un lucru la care nu m-am gândit. De ce în rubrica stării civile, în ziar, scrie întotdeauna etatea persoanelor decedate și niciodată a noilor născuți. E un nonsens. Niciodată nu mi-a pus întrebarea asta. Ca timp, scrie că Bobby Watson a murit. Dumnezeule, sărmanul, când a murit? De ce arăți așa o surpriză? Doar o știa. A murit acum 2 ani. Am fost la mormântarea de acum 1 an și jumătate. Bineînțeles că mi-aduc aminte. Mi-am reamintit imediat. Dar nu înțelegi ce tu însuți ai fost de uluit văzând asta în ziar. Asta n-a fost în ziar. E mai bine de 3 ani de când se vorbește de decesul său. Mi-am reamintit asta pentru asociație de idei. Păcat. Era atât de bine consegat. Era cel mai frumos cadavru din Marea Britanie. Și cât era de vesel. Bietul Bobby trecuseră 4 ani de când murise și tot mai era cald. Un adevărat cadavru viu. Vrei să spui sărmanul Bobby? Nu, mă refer la nevasta lui. O chema ca și pe el, Bobby, Bobby Watson. Cum avea același nume, nu-i putea distinge de pe unul de altul când îi vedea împreună. Doar după moartea lui s-a putut ști cu adevărat care era unul și care era celălalt. Cu toate astea, încă mai sunt persoane care confundă cu mortul și prezintă condoleanța. Tu o cunoști? N-am văzut-o decât o singură dată, din întâmplare, la înmormântarea lui Bobby. Eu n-am văzut-o niciodată. E frumoasă? Are trăsături regulate și nu se poate spune că e frumoasă. E cam înaltă și cam voinică. N-are trăsături regulate și se poate spune că e frumoasă.
E cam micuță și prea scumpuță. E profesor de canto. Și când a venit să-i căsătorească amândoi? Primăvara viitoare, cel mai târziu. Fără îndoială că va trebui să mergem la comunia lor. Va trebui să le facem un cadou de nuntă? Mă întreb ce? De ce le-am dorit una din cele 7 tăuri argint pe care i-am primit în dar la comunia noastră? Și că nu le-au servit niciodată la mine. E trist pentru că a rămas vădubată de tânără. Noroc că n-au avut copii! Copii? Atât le mai lipsea. Sărmana femeie, ce s-ar fi făcut cu ei? E încă tânără, se poate remărca. Dolul ăsta atât de bine! Dar știi, dau ca au doi copii, un băiat și o fată. Cum îi cheamă? Bobby și Bobby, ca pe părinților. Unchiul lui Bobby Watson, bătrânul Bobby Watson, i-a avut și iubește pe băiat. Ar putea foarte bine să-și ia sarcina creșterii lui Bobby. A fi firesc, iar mătușa lui Bobby Watson, bătrâna Bobby Watson, ar putea, la rândul ei, să-și asarce la creștere lui Bobby Watson, fica lui Bobby Watson. În felul acesta, mama lui Bobby Watson, Bobby, s-ar putea rămurita. Are pe cineva în vedere? Da, în vara lui Bobby Watson. Te referi la Bobby Watson, comisvoiajorul? Toți sunt comisvoiajori. Ce meserie grea. Cu toate acestea, e bănoasă. Da, când nu e concurență. Și când nu e concurență? Marți, joi și marți. A, 3 zile pe săptămână. Și ce face Bobby Watson în timpul acesta? Se odihnește, doarme. Dar de ce nu lucrează în aceste 3 zile dacă nu e concurență? N-am cum să le știu pe toate. Nu pot să răspund la toate întrebările tale năroate. O spui ca să mă umilești? Știi bine că... Toți bărbații sunt la fel. Stați toată ziua cu țigara în gură sau vă pudrați și vă faceți buzele. Asta dacă nu știți porniți la bea fără întrerupere. Dar ce ai spune dacă ai vedea bărbații făcând ca femeile? Fumând toată ziua, pudrându-se, făcându-și buzele, bând whisky. Cât despre mine, puțin îmi pasă, dar dacă spui ca să mă enervez, atunci știi bine că nu-mi fac din acesta de glume. O, puișorul meu, Frip, de ce spui foc? Știi doar că am spus-o ca să râdem. Ce pereche caragioasă de bătrâni îndrăgostiți mai suntem și noi. Hai, stingem și mergem să facem nani. Sunt jufuneasa. Am petrecut o după-amiază foarte plăcută. Am fost la cinema cu un bărbat și am văzut un film cu femei. La ieșirea din cinema ne-am dus și bem rachiu și lapte. Și apoi am ieșit de ziară. Doamna și domnul Martin, invitația dumneavoastră sunt la ușă. Mă așteptam. Nu îndrăzneau să intri să învăr. Urma o cineză cu dumneavoastră astăzi seara. Nevastră mea-ți dă voi suflet. N-am făcut-o din adis. Mi-am înspărat-o și șarfă nouă. Draga mea, fii bună, te rog, și-mi rog pe domnul și doamna Martin. Nu zice să ne îndrăgăm de gravă. De ce ați venit atât de târziu? Nu sunteți politicoși. Trebuia să veniți la timp. Înțeles? Luați totuși loc și așteptați acum. Ce coincidență! Și eu am călătorit, domnule, în clasa a doua.
dar poate vreun motiv în clasa a doua, spun ca doamna. Tot ce se poate și nu-i deloc expus. Dar nu mi-aduc aminte, domnule. La drept vorbind, scumpă doamnă, nici ce să vă da, dacă nu-ți la mine, e chiar foarte posibil. O, adevărat, bineînțeles, adevărat, domnule. Ce ciudat, aveam în locul numărul 6, lângă fereastră, scumpă doamnă. Ce coincidență bizară! Și eu am avut domnule locul 6, lângă fereastră, în fața dumneavoastră. Doamne, ce ciudat. Atunci, am fost față-față, scumpă, doamne, dar tot să ne e prea posibil, dar nu mi-aduc aminte, domnule. La vreo vorbe, nici nu-mi aminte. Totuși, e foarte posibil să ne fim întâlnit cu acel fel. E posibil, domnule. Nu era suma dumneavoastră, scumpă doamnă, doamna care m-a rugat să pun baița acasă și care m-a mulțumit și m-a îngăduit să fumez. Ba da, eu trebuie să fi fost domnule. Poate că nu trebuie să acolo? E posibil. Totuși nu cred că mi-aduc aminte deloc. Nici. De când am sosit la Manchester, locuiesc pe sala Bronfield. Ce ciudat! Și eu de la sosirea mea la Londra, tot pe sala Bronfield locuiesc, tot. Ce ciudat! Dar atunci... poate că am sosit pe sala Bronfield. E prea posibil până la urmă. Dar nu mi-aduc aminte, domnule. Locuiesc la numai la urmă. Ce ciudat, domnule, ce bizar! Și eu locuiesc la numărul 19, dragă domnule! Păi atunci... Poate ne-am văzut în această casă, scumpă doamnă. E posibil. Dar nu mi-am întâlnit de loc, domnule. Știți, în dormitorul meu în pat. Patul o să fie copilat de viață. Acest pat, cu următoarele de părte, este așezat în fundul cronitorului între trece și pe următoarele. Ce coincidență, Doamne, ce coincidență! Și dormitorul meu are și el un pat, tot cu pilotă verde, și se află tot în fundul coridorului. Trebuie ce și biblioteca. Ce ciudat! Ce stran! Ce bizar! Poate, atunci, doamnă, locuim în aceeași căpere și dormim în aceeași pat. Cum să ne fi ciudat. E foarte posibil să ne fi întâlnit acolo. Și poate chiar asta noapte. Dar nu mi-am amintesc, domnule. O fetiță. Fița mea locuiește cu mine, scumpă doamnă. Are 2 ani, e blondă, are un alb și un roșu. E foarte frumos. Să ne și ales. Ce ciudată coincidență, domnule. Și eu am o fetiță. E blondă. Are un ochi alb și un ochi roșu. E foarte frumoasă. Și se numește tot Alice. Ce ciudat. Ce coincidență. Poate e mai aceeași. E foarte posibil, domnule. Atunci, scumpă doamnă, nu cred niciodată că am văzut. Că nu asta. Vă propunem un dans popular din Maramureș, același ansamblu de dansuri populare al Colegiului Tehnic Angel Salini. Vă mulțumim fiindcă ne-ați fost alături într-o zi aniversară atât de specială și vă invităm să ne urmați la Colegiul Tehnic Angel Salini.